Salută, fratele Cunacu, și bine v-am regăsit la un nou episod de la Bombiță pe canal. Astăzi, împreună cu ucenicul meu, Adrian, omul meu de bază, ne-am decis să facem și noi o rețetă de asta culinară, un ceaun. Mâncăm împreună și vă arătăm și vouă ce facem. Sper să vă placă și vouă și să vă mulțumim apetitul culinar. Nu uitați să ne urmăriți pe Instagram la Ian cu Iva și la Jegosul Suprem. Alman, stai acolo. Mai încolo. Nu, de drept, nu. Uuuh. Așa, pe cearle împins, da, da. Aici avem, dragilor, o cinzeacă și ca să meargă bine la ceaunul ăsta, de la cinzeacă. Doamne ajută! Hai! Ca să meargă bine, băi!
Ce grea cu aia, mă. Deci, versiunea mea de cea 1 este. Cea 1, încălzit, pui ulei, după ce ai pus ulei, pui carnea, o rumenești, deci o rumenești, nu o prăjești. După ce rumeni carnea, se pune o cănuță de vin, vreo 300 de mililitri, cam așa, unde îi faci ca un baiț cărnii, până se evaporă alcoolul la un foc mai tare. După ce s-a evaporat alcoolul, completezi un pic cu apă, pui carnea la călit, carnea, ceapa, o călești și pe aia împreună, completezi cu un pic de apă, poți să pui și zi odată cu ceapa și usturoiul, dar usturoiul poți să-l pui și la sfârșit pentru ca să nu se amărească. Da? Eu așa și cum faci. Varianta mea, da? Deci încălzim cea unul, punem ulei, călim ceapa mai întâi, că la toate chestiile se călește ceapa mai întâi, da? După care adăugăm carne, o condimentăm cu ce punem. Cu ce vreți dumneavoastră, da? O lăsăm să se facă ea. Dacă este nevoie, adăugăm apică, dacă nu și-a lăsat destulă, dar fiind carne din comerț, își lasă destulă apă, zic eu, dar eu am mai pus un pic de apă. Bam, 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 bam. După care am pus usturoiul, așteptăm un pic să se facă, turnăm vinul. De obicei, eu sting carne de două ori. Adică, după ce s-a stins odată în vin, să se facă sosul ăla, mai punem încă o dată vin, toată vin. Mie îmi place mult cu vin. Și bei numai vin. Numai vin. E, nu bei numai... Păi, dar cât vin pui, mă? Ce pui toată sticla? Pui o cană. Deci noi ne certăm, practic, pe... Pui vinul la început sau la sfârșit? Și carne de la început. Și ceapa... Carne, ceapa de la început. Deci cine are dreptate, ne scrie și nouă în comentarii acolo. Exact. Hai că vă pupăm să mai tragem niște cadre fort. Ne luăm copilat din urmă copilat de la asta. Scrie putrezită, aia capă direct. Pune acolo direct. Nu așa, mai. Da? Da, viață. Mai mult. Dai cu minte. Aolo, îi dau cu două de aici. Să mor eu, băi. Dai cu minte. Dai cu minte, nu tăbi. Papa, bă, te rog eu, băcate. Te rog eu. Pune-o mâna pe ea. Ce fata mea? Joacă-te, mă, cu ea. Ce eu? Nu. Hai, bucați. Hai. Hai la tatăl. Hai, vină încoace, vină. Hai, mă! Nu te arma acolo! Vezi la cum te putea, hai! Hai! Hai, nu știu cum te putea de aia! Hai, să te joci! Dragilor, acesta a fost vlogul, dacă v-a plăcut. Și dacă mai ești bună când am început. Acesta a fost vlogul, dacă v-a... Acesta a fost vlogul, dacă v-a plăcut, nu uitați să dați like, share și subscribe canalului
lui și canalul lui meu. Abonați-vă dacă nu sunteți abonați. Și data viitoare, că de când am zis că fac un vlog cu el pe canalul meu, că văd că mă păcălește și mereu, hai, facem un vlog, îl punem la canal la mine. Da, ăsta a fost clipul, guys. Guys, nu uitați, follow pe Instagram, la Jeva sunt suprem și la Iam cu Ia, subscribe dacă nu ești abonat și clop, potel!